HC Zalău va avea un meci extrem de dificil duminică în cadrul etapei a 10 a Ligii Naționale, urmând să evolueze pe terenul echipei HC Dunărea Brăila, grupare aflată pe poziția a 3-a înaintea jocului de duminică. Handball Club Zalău va avea o misiune extrem de dificilă în etapa de la finalul acestei săptămâni, urmând să evolueze duminică pe terenul formației HC Dunărea Brăila, echipă clasată pe locul 3 după disputarea primelor 9 etape. Cu 6 victorii și 3 înfrângeri, elevele antrenate de Costică Buceschi nu iau în calcul decât varianta victoriei în fața Zalăului, în timp ce gruparea de la Poalele Meseșului speră să nu se întoarcă învinsă de la malul Dunării. Ideal ar fi ca să aducem ceva puncte și de afară, dar va fi destul de greu. Desigur, ne dorim foarte mult să mai acumulăm încă 16 puncte, 6 puncte, scuze. Deci încă 6, minimum 6 puncte, ca să fim în, aproape în graficul care ne-am propus. Sigur că dacă ar mai fi fost și cele două pe care le-am pierdut de la Sebeș, ar fi fost perfect. Păcate, socoteala de acasă nu se potrivește cu aia din Târg, nu? E o vorbă. Jocul dintre HC Dunărea Brăila și HC Zalău este programat duminică la ora 11:30 în sala polivalentă Danubius din Brăila. Meciul va fi oficiat de cuplul internațional de arbitri format din Bogdan Stark și Romeo Ștefan. În cadrul aceleiași runde mai sunt programate duelurile Rapid București cu HC Râmnicu Vâlcea, Universitatea Alexandrion Cluj cu CSM Unirea Slobozia, Măgura Cizneadie cu HCM Roman, Alba Sebeș cu Corona Brașov și HCM Baia Mare cu SC Municipal Craiova. S-a disputat în devans partida dintre CSM București și CSM Ploiești, încheiată cu scorul de 32-27. Zalăul ocupă poziția 5-a înaintea disputei cu formația din Brăila, având 16 puncte acumulate.